MM Stoica, te salut! Basara Panduru, te salut! Bună, mă bucur că suntem împreună. O să încercăm să aflăm și informații legate de ce se întâmplă acolo. A, plus, încă un subiect interesant, se pare că MAPN-ul și-ar fi dat ok-ul ca CSA Steaua să facă un parteneriat cu un privat. Ceea ce ar însemna că, mă rog, trebuie până în august să rezolve situația asta. Asta ar însemna că din sezonul viitor ar avea drept de promovare, dacă reușește să, mă rog, să se miște suficient de repede. Da, Meme, hai să vorbim întâi de fundașul central sud-african, care, mă rog, nu voi ați anunțat, a anunțat Kaizer Chiefs într-un mod original. Asta n-am mai auzit-o până acum, să anunțe clubul, domne, pleacă la clubul de tradiție, gigantul din România, FCSB / Steaua București, așa cred că au... Îi distruge talpan. Pe Kaizer Chiefs. Dar cred că nu au așa mare emoții șefii de la Kaizer. Da, nu... Pe mine... Mie mi-a scris Dan Udrea numele și m-a luat inima. Că am zis, bă, înseamnă că s-a aflat, pentru că eram în competiție cu alte cluburi. Da? Pentru a obține semnătura lui, da, și zic, gata, s-a aflat, ne-am curățat. Dar s-a dăduseră cei de acolo. Dăduse Kaizer, da. Că vine, da, la un, voi. Un jucător pe ce? Care l-am... Cum ați ajuns? Că lumea, e logică întrebarea. Cum ajungi la un jucător din Africa de Sud? Noi ne-am gândit la Șafranco, că poate pe filiera aia, da. Sau când le-ați... Habar n-am. Cum ați ajuns la... în Ghezana? În perioada asta, foarte, foarte mulți agenți trimit propuneri. Zeci, sute de propuneri. Mă gândesc. Eu prima dată triez jucătorii care nu au jucat în ultima vreme, în ultimii 2 ani de zile, nu prea îi urmăresc, pentru că n-au jucat și sunt șanse mici să joace din nou sau... Okay. Dacă nu jucători pe care să-i fi cunoscut. Mă rog. Bun, deci ăsta e primul criteriu. Da. Mai departe, portretul robot l-a făcut Gigi. Dom'le, vreau fundaș central care să construiască, să... Nu mai vreau fundaș central care să câștige dueluri aeriene, pentru că asta a vrut anul trecut. Și eu cred că mi-am făcut treaba foarte bine cu Tam, că nimeni nu poate să conteste valoarea lui Tam în duelurile aeriene. Și conform statisticilor, Instat e numărul 1, a fost numărul 1 în sezonul trecut. Și am căutat jucători care să corespundă din punctul ăsta de vedere. Fotbaliști care să joace și închizători și fundași centrali, fotbaliști care să arate altceva. Și ăsta s-a, din toți, apărut fotbalistul care, într-adevăr, are calitatea asta, are o viteză foarte bună. Îți dai seama, nu l-am văzut jucând niciodată, am văzut doar meciuri întregi, ball in play, că sunt mai scurte, fără, da, timpi morți, jucate de Kaizer Chiefs. Nivel foarte slab, din câte am văzut. Sunt puternici pe vremuri, știu. Da, și destul de rapizi, da, sunt destul de... Și bagă, da, materiale, așa, da, era atunci. Da, dar nu, chiar am văzut jucători interesanți. Uh-huh. Mai departe, n-am fost doar eu cel care l-a urmărit. Pe mine când m-a întrebat Gigi și a zis, da, pare interesant, doar că e riscant, că n-a jucat în Europa și face 26 de ani în iulie, doar că mai sunt și alții care n-au jucat în Europa până la o vârstă și au ajuns și au făcut... să spun așa, e diferit față de jucătorii pe care am avut. Uh-huh. Are... acum, ce se va întâmpla, nu știu, acum toată treaba e să... Urgentăm formele pentru a obține permisul de ședere, să vină cât mai repede. Sunt probleme din punctul ăsta de vedere? Nu, dar nu, cred că nu, doar că durează. Uh-huh, uh-huh. Ce înseamnă? Durează, chiar vorbeam azi de 2 săptămâni până să vină încoace. Băi, Vali, fă ceva ca să fie mai puțin de 2 săptămâni, să poată pleca cu echipa în Olanda. A, deci 2 săptămâni până ar veni? Uh-huh. Da. Oh. Da. E ceva. Poate că o să fie... Se rezolvă ceva mai repede. Să sperăm. Păi, trebuie neapărat să facă deplasarea cu noi în Olanda, măcar. Da, corect. Ok, da. Ai primit referințe de la cineva sau a fost strict ceea ce ați văzut voi pe... N-am primit referințe de la nimeni, n-am discutat cu nimeni. Nu. Nu. Până la urmă, un jucător care nu a până la vârsta asta nu a prins echipa națională a Africii de Sud. Mă întreb, e un jucător din campionatul Africii de Sud. Tu spui că ai văzut nivelul și că v-ați făcut o idee așa. Nu ești îngrijorat totuși de
cum să spun, de informații destul de puține până la urmă pe care le primiți. Am spus că e un transfer riscant. A, da? Mai... riscant pentru că n-a jucat în Europa. Da, ai spus că n-a jucat în Europa, da. Logic că e riscant. Doar că se pliază pe ce a vrut Gigi. Adică este profilul ăla de jucător. Ce, ce picior drept, picior stâng? Picior drept, și dreapta, în partea dreaptă, da, da. În dreapta. Și el a jucat în 4 până în acum? Sau? Numai în 4. Da. Numai în 4? Da. Ok. Numai în 4 și nu joacă la alibi. Mie mi-a plăcut, ce să spun, mai mult de atât. L-a văzut și bănuiesc că l-a văzut Pintilii, l-a văzut toată... Sau nu, încă n-au apucat să-l... Că au fost în concediu. Eu am fost în concediu câteva zile la începutul perioadei și după aia m-am întors. A, deci practic l-ai văzut tu, dar și... n-am mai avut analistul video că plecase la Craiova și a trebuit să... Deci ești ochiul care l-a văzut și l-a aprobat până la urmă. Da. Ok, o să vedem. E adevărată suma? Că plătiți bani pe el, o sumă de 600.000? Bani, dar nu discutăm de sume, pentru că e confidențialitate. Am înțeles. 600.000 mi s-ar părea o sumă importantă de plătit pentru un jucător, cum să spun, că asta s-a vehiculat. Eu spun ce s-a vehiculat. White a costat 950.000. 700 plus 250.000 când s-au cumpărat niște procente. Așa că la Gigi sumele astea sunt obișnuite. Ok. Iarăși o discuție, dar ai spus deja că e riscant. Nu-mi dau seama cum se face adaptarea, de exemplu, cu iarna la jucători. Ai mai avut caz de jucător care să vină, care nu știe până la urmă, frig, temperaturi de-astea ca la noi? Păi tu ai impresia că în Brazilia e iarnă, crezi că în Amazon ninge de rupe? Iarnă, nu, dar de asta te întreb, noastră. Cum e? Asta chiar că nu e. E ultima problemă. Joacă foarte, foarte mulți africani în Europa. E adevărat. Da, o să vedem. Deci să ia așteptat și al doilea stopper? Am zis că e internațional, așteptăm să termine cu echipa națională și după aceea... S-a vehiculat numele lui Rus. S-a vehiculat greșit. Greșit. Da. Nu voi... altfel toate prostiile care s-au scris în ultima vreme cu Robert Ivanov și... Nu s-a discutat de Rus niciodată nimic. Am înțeles. Tot străin este și, tot și al doilea stopper. Tot străin din străinătate. Tot străin din străinătate. Cel de la Banias, ai zis că ți place. Cred că nu era jucător rău ăla. Da, dar nu s-a mai făcut nimic. Nu. Nu era rău, eu l-am văzut. Sasha Ivković, nu. Doar că nu s-a mai... Părea sigur așa. Da, am spus că un jucător, e greu de motivat un jucător care vine din Emirate, vorbesc financiar. Da, cred că au avut probleme. Eu cred că nu. Nu, pentru că nu s-a făcut nicio... Adică n-am avut... niciodată am zis clar ca să poți să intri să discuți. Am zis primul pas, că îi tai pe listă pe cei care n-au jucat. Așa, al doilea pas este, vreau să știu din start, eu cel puțin, salariul pe care îl cere, comisionul care trebuie plătit și suma pe care trebuie să o achiți. Pentru că n-am niciun chef să mă uit, pierd vremea zile întregi după unul și după aia spun asta, așa că mai e comisiuni, de... nu, frate, de la început îmi spui, ca după aia să-l prezint. Dacă acolo nu s-a ajuns la nicio discuție, nici măcar asta. Dar era bun, nu? Părea bun, da. Părea bun. Părea bun. Iar în cazul lui a fost așa de simplu cu, nu știu, cu impresarii, că de obicei din ce știu, din zona Africii vin cu 2-3 impresari. Cu... Florin Vulturar s-a ocupat de tot ce a însemnat... De facilitățile astea. De tot ce a însemnat transferul ăsta. Tot. Ok. Păi e omul care se cam ocupă de transferurile voastre, nu? De unele, cam da. Peste de unele, tot așa, cam de unele, văd, da. Îi văd de unele. El n-are, are, mai are vreo altă naționalitate? Sau el va fi extra? Cultural? Nu. Nu poți să-i găsești prin Italia vreo... Nu, habar n-am că te... Nu, de ce nu? Nu, e sud-african ca antrenorul nostru, care are... cetățenii sud-africani. Știu, poate prin ele găsești ceva. Da, dar n-are, nu, țările africane au același statut ca țările din Comunitatea Europeană. Există țările care au semnat convenții bilaterale cu România. Deci nu sunt probleme din punctul de vedere. Deci nu contează. Nu ocupă loc de extracomunitar sau ceva. Da? Da. Și, adică, care sunt țările care... Toate țările africane. Toată Africa? Da. Ok. Da. Bun, am lămurit situația asta. Îl așteptăm.
Și când va fi prezentat? După ce vine. Nu, când, nu, da. când va fi prezentat pe pagina voastră, că știu că luni e Băluță, spuneai. Da, adică da. Actele semnate, sunt închise, e închis da, transferul. Doar că trebuie să fii ca să-l prezinti, nu puteți să-l prezentăm prin cu un Photoshop așa? Să-i, nu merge, nu. Să-i pui... Nu. Așa nu arată rău. Nu, 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 e longilin. Fizic, ai 1.88? 1.88 și are viteză bună și știe, știe cu mingea, nu e... De cine ți-amintește, să spunem așa, ca, ca stil de joc? N-aș putea spune. De niciun fotbalist, niciun fundaș central din campionatul intern. Campionatul intern cu... cu scuze de rigoare, nu sunt jucători cu... Nu, în poziția asta avem mari probleme. Cine zice... vreau jucător să construiască. Da, Andrei Duarte, l-am văzut, părea că nu-l deranjează mingea foarte tare. Andrei da, Pedican, de exemplu, îl consider mai mult închizător. Pedican închizător. Închizător, nu fundaș central, nu? Da. Pentru că Dican... L-am văzut fundaș central la Ucluj și l-am văzut mai bun. Nu, dar mai bun închizător. Nu, dar e foarte lent și el. Da. Lent. Lent, ăsta e rapid. Poate doar în 5, în 3, el în mijloc ceva și să urce cu mingea ceva, așa ar putea. Și asta spun, dar de, nu știu, de un jucător de care, indiferent că e de la noi sau de altundeva, da, să ne facem o idee, așa că... Nu, că după aia iar se fac miștouri din astea ieftine, știi? Când, în momentul în care spui că un jucător aduce cu un nume mare, nu înseamnă că spui că e bun ca ăla. Păi asta, de asta zic, ca stil de joc, ca fel în care aleargă, ca fel în care construiește, ca... Nu știu să spun. Știi, ai, tu ai așa o idee. Nu, chiar, da, nu zic, nu, ai, ai avea o idee, dar nu vrei să o zici ca să nu înceapă lumea să zic. Nu. Mai aproape de Chiricheș sau mai aproape de Garduș? E mai înalt decât... A, de Chiricheș, clar. De Chiricheș, adică clar, are și clar, tehnică clar. Da, cât da, de da, cât, da, nu? Da, da, da. Ok, o să-l... Erau chiar foarte diferiți, dar așa e Chiricheș cu Garduș, da. O să-l vedem. O să-l vedem. Spune încă o treabă, tot vă privește, indirect. Ce zici de lăsarea lui Miculescu în afara lotului pentru Euro de tineret? Și ai apucat să vorbești cu el după... Nu. După vestea asta? Nu. N-am apucat. N-am niciun comentariu de făcut în... Cred că era corect... Să mă fi sunat sândoi, să-mi fi explicat care sunt motivele pentru care îl las. Din moment ce n-a dat niciun semn, n-am ce să comentez. Poate că e copleșit de problemele pe care le are cu U21, dar putea să dea un semn. Are numărul meu, m-a mai sunat în alte situații, ar fi putut să spună de ce. Da. Dar de ce crezi că ar fi trebuit el să-ți, nu știu, să-ți dea o explicație în privința asta? Din respect. Din același motiv pentru care m-a sunat să mă întrebe una alta despre jucători. E o problemă pentru tine ce? Că a fost în cantonament în Italia și că nu... Nu e nicio problemă pentru mine. Că până la urmă lui ei îi răpește într-un fel vacanța, da? Asta e situația. Crezi că fotbalist, a avut vacanță în timpul campionatului. Da. N-am jucat mereu, așa că da. Crezi că în dreapta acolo fiind, cred, bănuiesc că Ișvan, nu? Cine o să mai fie? Ișvan, Mazilu, oamenii care vor, ar putea să joace, să spunem, în banda dreaptă, din lotul ăsta, da. Cu care a fost el pe concurent pe post. Că asta, de fapt, asta ar este. Dacă, ok, sunt trei jucători, ai amintit pe cei doi și cu el, sunt trei jucători care poate, pot fi folosiți în poziția aia, dar diferiți complet unul de celălalt. N-au nicio legătură ca profil unul de, cu celălalt. Crezi că Ișvan a făcut un campionat mai bun decât Miculescu? Ișvan a jucat mai multe poziții. Și Miculescu dar a jucat Ișvan nu cred poziții. Că e luat nici pentru stânga, nici pentru dreapta. Ișvan cred că e luat pentru mijloc. Nu cred că are cum să joace în partea dreaptă în fața lui Mazilu și a lui Popescu, de exemplu. Și nici în stânga în fața lui Mihăilă și a lui Petrilă. Nu cred că... Tu ești David Popescu, crezi că e pentru dreapta? Bine, acum nu mai știu nici Petrila, că și Petrila a jucat în dreapta, da? Nu mai știi care este, dar acolo 100% va fi Mihăilă, titularul postului. N-are cum să nu fie Mihăilă. Dar și trebuie în dreapta găsi cineva, Mazilu poate sau Octavian Popescu, dar să spun că pe Ișvan nu-l văd acolo. N-are cum să joace niciodată extremă dreaptă. E indiscutabil faptul că în antrenamente nu s-a prezentat cum ar fi trebuit să se prezinte în opinia lui Săndoi.
cred. Da. Alt motiv de indisciplină nu poate fi vorba la copilul ăsta, că da, e un copil da, prea cuminte. Da, sau da, poate meme poate că între ei, între Octavian Popescu, Mazilu și el, i-a ales pe cei doi. Okay. Trebuia să, să aleagă doi din trei și l-a lăsat okay. pe el afară și a luat pe cei doi. Așteptam un semn, dar nu e problemă. Știu că sunt foarte ocupați cei de la Națională și... Nu, de ocupați cred că sunt în perioada asta înainte normal, de campionatul european. Adică erau 30 secunde, adică putea să jucă, dar nu e problemă. Ok, bun. Pandi, Steaua, hai că să trecem repede și prin Steaua și prin Sorin Cârțu, plecarea lui, lui Cârțu și să-l și ascultăm. Steaua ar urma să se privatizeze, ceea ce au vrut ei să împiedice, dacă au, Talpan a zis, dom'le, niciodată cât sunt eu aici, clubul ăsta nu va, se va privatiza, noi trebuie ca... ca echipa ministerului să avem acces în prima ligă. Asta trebuie să fie regula. Până la urmă ajung la soluția asta. Te gândeai că o să se ajungă aici? Te așteptai până la urmă să, să încerce sub orice formă, cu toate, nu știu, presiunile necesare să ajungă ca virulă club departamental în, în prima ligă? Nu știu, stai să vedem ce se întâmplă. Dacă au ajuns la concluzia asta acum, de ce n-au ajuns sezonul trecut la concluzia asta? Acum deja erau în prima ligă. Probabil că era mult mai bine. Nu pot să discut până nu văd ce se întâmplă. Că așa s-a tot discutat, că se întâmplă una alta, că stai puțin, că e o lege, nu mai e lege, da, stai acum, puțin. Acum ea, APN-ul și-ar fi dat ok-ul după asta niște spun. Ani de zile de cheltuieli okay, inutile. Dat, și-au dat ok-ul, să vedem ce se întâmplă. Și după ce vedem ce se întâmplă, atunci cred că e corect să discutăm. Va fi foarte interesant cum la prejudiciu pe care l-au calculat cei de acolo, cineva trebuie să vină cu 3,7 milioane pe an pentru siglă, nu? Nu neapărat. Ah, că dacă, se, face, se va numi FCBS. Nu, alta e discuția. Mm. Dacă aportul clubului, CSA-ului, da? Că nu va deveni privat 100%, da. Da? Va fi un mix de ăsta. Mm-hmm. Dacă aportul clubului va fi sigla, să spunem, da, culori, ce au ei, siglă, da, culori, da, marcă, palmares. Da. Da? Dacă ăsta e aportul clubului în valoare de 3,7 milioane de euro pe an, da, privatul trebuie să vină la rândul lui, să, el practic trebuie să asigure bugetul. Uh-huh. Eu vin, îți pun la dispoziție numele și tu vii cu banii. Dacă uh-huh. vrei să, folosi, să poți să folosești numele ăsta și culorile noastre. Dar și cu câți bani vii? Nu știu exact, depinde câte procente, cu ce procente se, se discută, de la ce nivel se ajunge, mm-hmm. procentual. Am înțeles. Și cam cum o să fie? 51-49? Sau ce? Habar n-am, nu știu. Că asta, urmează dacă... să se, asta urmează să se stabilească, pentru că ei până acum nici nu luau un calcul, că spuneau, dom'le, iar se ajunge la o situație ca atunci în 2003 cu Becali. Va veni un nou Becali, de fapt, mm-hmm. și va cumpăra clubul nostru mm-hmm. și atunci au încercat cu tot din adinsul să evite chestia asta. Să mai vină un al doilea investitor privat ca Gigi Becali. Mm-hmm. Foarte interesant, da. Nu crezi în, în afacerea asta? Nu, nu cred în afacerea asta. Se vehiculează și un nume, Simona Aprotez, cel care, înțeleg, că a vrut să cumpere și de la Gigi Becali procentele. A. Nu, de fapt, clubul. A, deci nu a cumpărat FCSB, cumpără CSA. Da. Ok. Poate vrea să cumpere și FCSB și CSA mm. și să fac un... să le unească. Mm. Ok. Te văd sceptic. Mă gândesc numai la Adi Popa, săracul, cum... ce-i în sufletul lui acum. Adică? Cum privat, dacă nu erau echipa armatei, cum adică acum, iar în privat? Păi era echipa armatei. Păi, și atunci? Echipa păi și armata ce face? Cum o să poată armata română să trăiască fără echipă de fotbal? Poate așa ceva? Cum o să se întâmple vreo... Că îți dai seama, există fotbaliști, mă rog, fotbaliști, ce au pe acolo băieții aia care au jucat și ei pe acolo, care câștigau mult mai mult decât ministrul apărării naționale, decât șeful de stat major și așa mai departe. Și asta spun clar că am date. Da. Îți dai seama? Ah. Da. Și atunci întreb, am făcut armata,
și știu ce înseamnă. Când trecea un subofițer, eu ca gradat, pentru că eram ba fruntaș, ba, am fost soldat fruntaș, caporal, am chiar sergent, după aia am fost degradat, dar până la urmă am ajuns locotenent. Îl salutam cu mâna la chipiu, așa, nu în interior, ci în exterior, când în interior nu se saluta. Dacă era ofițer superior, îl salutam în pas de defilare, că altfel n-aveai voie, așa era regula. Și atunci, cum aș saluta un fotbalist care câștigă mai mult decât șeful de stat-major? Vezi? Niște chestii care rămân fără răspuns. Pauză publicitară, ne întoarcem, vorbim de primul 11 al Naționalei, o să-l vedeți. Ne-am întors, dragi prieteni. Ok, Pandi, pe scurt, pleacă Sorin Cârțu, ai fost în clubul ăla, de asta te întreb... nu vreau să te întreb dacă te miră plecarea asta, ci faptul că e nemulțumit până la urmă Sorin Cârțu că n-a fost suficient de mult băgat în seamă în zonă tehnico-tactică. Pentru că asta spune, dom'le, puteam să fiu și eu consultat mai mult. Și tu știi cam cum mergeau lucrurile. Ai fost în staful lui Reghe, cu Rotaru patron și cu Sorin Cârțu președinte. Nu era, nu știu, consultat? Era consultat de Reghe Camp? Se discuta vreodată cu el? Asta nu știu dacă se discuta sau nu se discuta. Dacă discuta Regenkampf cu el. Eu țin la Nea Surinș. De fiecare dată când m-am văzut cu el, mie mi-a făcut plăcere să mă văd. M-am mirat și pe mine așa puțin când am văzut că s-a supărat pentru că nu a fost consultat. Dacă antrenorii ar fi știut de la început că au acolo un președinte cu care se pot consulta tehnico-tactic, iar ei nu au făcut-o, probabil că este corectă supărarea. Dar dacă nimeni nu a știut că poate să-l consulte pe problemele astea, este altă situație. Mă bag și eu, întreb și eu ceva. Uite, în deplasări, de exemplu, la masă, în preziua meciului, cina dinainte de... în deplasare... Că noi, de exemplu, la toată echipa la care am fost, după rămânem și stăm de vorbă. Ne mai uităm la un meci împreună și, na, era, stătea tot timpul. Eu nu știu dacă discutau cu el, Reghe cu el, da. Nu știu. Dar am poate înțeles. Vorbeau la telefon. Da, la masă stătea, nu... era la masă cu voi? Nu cred. Nu l-ai văzut la masă? Adică eu stau tot timpul cu staful, rămân cu ei și stăm. Nu, dar nu trebuie să stea la masă, poate vorbești prin acolo... telefon, nu poți să discuți. Nu, că la masă se vorbește, că doar de fotbal vorbești și de... Dai cum nu, dar e bună întrebarea, pentru că de obicei, da, în cluburi depinde de tipicul clubului, da? Se stă la o masă după adică, meci. Uite, Vali, Argăseală, foarte rar mai mergeam vreo câte o deplasare. Ori venea în ziua meci, ori nu venea deloc. Eu eram mereu cu echipa și stăteam... Dar asta o fac de 30 de ani. Da. Și adică rămâi după masă, pleacă jucătorii și tu stai, mai stai acolo la... Te mai uiți la meci împreună, mă rog. Și clar că vorbești de fotbal, de ce poți să vorbești de... Da. De... Poate vorbeau la telefon, nu știu treaba asta. Înțeles. Da, e interesantă plecarea asta, pentru că, nu știu, cam lasă clubul ăsta fără... Păi nu, fără legături. Că... Cu trecutul. Cu trecutul. Pentru că Cârțu, într-un fel... acolo sunt o grămadă de jucători. Da. Am văzut o grămadă de jucători. Da? În conducerea clubului? Ungureanu. Nu în conducere, dar sunt acolo pe lângă echipă. M-am întâlnit și cu Neanaie, Ungureanu. Da. Și am văzut și alții fost jucători acolo. Adică sunt jucători în jurul echipei. Acum că nu sunt în conducere... Că depinde ce înseamnă că sunt. Sunt de decor, sunt... Eu vorbesc la nivel decident, eu vorbesc la nivel de câte cluburi, au președinte fost jucător exponențial al clubului respectiv. Câte? Cu putere decizională și consultat. Nu, și... Da, asta nu înseamnă că e bine, că nu sunt. spus adică nu cred că are niciun club, nu? No. Poate doar Marcel Pușcaș, care să zici că da, știe fotbal. Farul? Da, n-a jucat la nu știu ce, dar la Farul e altceva. Da? La Farul, da. Farul e echipa lui Hagi și acolo sunt destui... Nu mai foști. Și mă vezi că n-a jucat la Farul. N-a jucat la Farul. Da. Dar sunt acolo Peniu, nu? Care, da. În da. Conducerea clubului, care sunt foști oameni din... Și Tibi Curt. Și Tibi Curt, care a jucat la Farul. De asta mă gândesc. Da, sunt... Asta e o excepție. Da, e... În fine, o să apucăm să mai vorbim poate și mai târziu despre Sorin Cârțu și o să-l și ascultăm. Nu mai avem timp acum. Ok, Naționala Mare.
Aș începe cu lotul, după aia cu primul 11, da? Pentru că în lot, în afara lotului, sunt lăsați Rus, Luis Munteanu și, și Opruț. Da. Uite, eu am o informație de ultim moment. Cu 30 de minute înainte de ora oficială de începere, arbitru intră pe teren și verifică dacă mingea sare și dacă va da drumul la meci sau nu. Că deocamdată încă e cu semn întrebări. Ok. Da. Bun. Deci mai avem vreo 12 minute de până așteptări. Știm exact dacă, da. Dacă va, se va juca sau nu. Da, asta spun. Deci îl ai pe Opruț. Sunt câteva, câteva discuții aici. Da? Odată Luis Munteanu. Pandi. Luis Munteanu, care nu este în lotul este în lotul României pe la U21, nu face deplasarea în Italia, unde e cantonament de pregătire a campionatului european. Bun, îl iei aici. Spui, hai să te iau, că am nevoie de tine. Și nu-l treci nici pe bancă. La primul meci. Poate cu Elveția, baram, te trezești cu el titular. Adică noi facem discuția, noi purtăm discuția asta la momentul ăsta cu informațiile astea. Păi, și acum trebuie să discutăm clar pe jucători, da? Cine da. Este luat ca Luis Munteanu să nu fie nici în lotul de 23? Păi, pare că pe partea aia, dacă joacă Coman titular, este Mihăilă. Da. Dacă te uiți la câte minute a jucat Luis Munteanu și ce a făcut, este adevărat. Poate fi și Sorescu. Exact. Sorescu nu, că Sorescu e peste tot. Poate fi fundaș dreapta, fundaș stânga, extremă dreapta, extremă stângă, deci poate fi orice. Acolo el e al treilea pe toate posturile astea. Poate, dar nu, e și al treilea la fundaș dreapta, unde el e fundaș dreapta. E Rațiu, Manea și el e al treilea. Deci e al treilea cam la toate, pe toate poziții. S-ar putea să fie la fundaș stânga al doilea. După Camora. Că nu e Opruț. Că nu e Opruț. Și acolo cred că s-ar acolo putea el fie, aici să fie pe foaia asta, și juca, să fie pentru fundaș stânga, nu pentru... Să fie al doilea asta la fundaș stânga. Da. 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 Acolo. În rest e al treilea la toate astea alte. Cam da. Și e luat fundaș stânga, el jucă în fundaș dreapta. E puțin de andoasele, dar na, nu prea contează. Deci cu cine l-ai Eu cred că mai degrabă Luis Munteanu e atacant, e numărul 9. Chiar dacă la Gica a jucat, dar Gica a jucat altceva, că Gica a jucat 4-4-2. A jucat cu Alibec fals, el în stânga, dar nu care vine nu în centru, Borza urcă. N-a jucat 4-3-3 la Gica cu el n-a fost extrem în stânga. Dar pleacă mult clasică. Din stânga, la multe faze, la da, goluri. Da, pentru că așa a fost, i-au jucat romb la mijloc și au jucat 4-3-1-2. El a fost unul din aia doi. Deci ar putea să se concureze, să zicem, și cu Alibec, poate. Dar Alibec înțeleg că nu joacă Pușcaș. Titular. Astăzi Alibec nu joacă titular. Înțeleg că ar avea niște probleme. Bun. Asta e pe surse. Ce n-am vorbit cu niciun jucător, pentru că am ascultat ce a spus selecționerul, ce a scris selecționerul și n-am deranjat absolut niciun jucător. Cu nici măcar n-am trimis nici măcar vreun meme pe Instagram. Deci sau ai nimic. WhatsApp doar, nimic? Doar că, într-adevăr, cred ai că dat un WhatsApp? Nu. Cred că am dat niște inimioare lui Coman pe Instagram. Aici cred că am greșit. Păi atunci dacă Alibec este accidentat, iar e o problemă. De ce e acolo și nu e Luis Munteanu acolo? Dacă considerăm că nu poate să joace Luis Munteanu în stânga, da? Luis Munteanu joacă stânga, joacă vârf. Alibec de ce e acolo? Ca să intre, să se rupă de tot? Atunci dacă e accidentat, mai ales pe terenul ăsta, nu ții pe Alibec de tot afară și e Luis Munteanu acolo. De asta spun. Dar eu cred că și cu Mihăilă acolo poți să faci discuție. Dacă Luis Munteanu joacă acolo în stânga, Mihăilă în stânga, după minute jucate, după tot ce a făcut în campionatul ăsta Luis Munteanu, cred că e... Și mai avem și pe Ianis care poate joace oriunde. Și nu, fără, nu-i maliciozitate. Efectiv, da, Ianis în stânga nu prea a jucat. Ianis poate să joace în 4-3-3. A jucat în dreapta și în centru. În centru a jucat, da. Da. Ce? A jucat în centru? A jucat în centru... Nu în 4-3-3, a jucat în alt sistem, 4-2-3-1, la națională. Păi asta spun, dar el la echipa de club ce joacă? Joacă inter-dreapta sau extremă-dreaptă în 4-3-3? A, da, păi nu joacă, acolo. Ei nu joacă cu de bine, 10. Bine, și joacă cu Tavernier ăla sau cum îl cheamă, nu pe dreapta, care el urcă foarte mult, goluri, intră în centru, au alte tactici acolo pe la Glasgow. Dar el nu e de stânga Ianis, de asta spun, acolo pe stânga... Coman, Mihăilă și Luis Munteanu. Și tu l-ai ales pe Mihăilă în locul lui Luis Munteanu. Da, o știi, știe ceva. Meme. Cred că Luis Munteanu, așa cred că Luis Munteanu a fost adus pentru vârf. Pentru vârf, așa cred. Dar găsești lăsarea lui în afara lotului, îi găsești logică?
ai puțin cam... Da, dacă într-adevăr nu va juca deloc în dubla asta, cred că mai degrabă ar fi trebuit lăsat la echipa de tineret unde se joacă turneul final. Nici acolo nu știi dacă joacă titular. Atunci, dacă vine Mihăilă, dacă joacă Mihăilă cu Marcoviș, cu Birligea, și a doua întrebare, că o să se spună iarăși, băi, promovați farul, faceți, dregeți, de ce nu l-aduci pe Borza la lotul ăsta? Că tot am auzit numele ăsta, dacă decât să-l aduci pe Opruț, pe care l-ași și în afara lotului. Există două explicații. Una, că Borza n-a terminat niciun meci, n-a jucat 90 de minute. Da, un singur meci, cred. A, un singur meci, mă rog, așa. Dar la a doua are 17, da, are 17 ani și, totuși, poate că nu e un meci în care să debutezi un jucător de 17 ani. Eu m-am mirat foarte tare de ce n-a fost luat cu Andorra și cu Belarus. Da. Atunci m-am mirat, pentru că el deja era o certitudine, juca foarte, foarte bine. Da, știi cum e? Niciodată nu... va exista un lot făcut care să nu iște polemici. Corect, corect. Deocamdată, mine... pe da, de altă scuză, deocamdată îl bași pe Camora că are jucătorul cu experiență, are zeci de meciuri. Da, da, n-are meciuri în ultima vreme. Nu, dar are zeci de... Camora vine da, după... Da, e posibil ca el să fie acum bine din punct de vedere fizic și medical și are foarte mare experiență, are zeci de meciuri în Europa. Corect. Cu adversari mult mai puternici decât FC Kosovo. Meme, eu am spus așa, el prima dată trebuie să facă trecerea la sub 21. Întrebarea mea este, da, el e titular la sub 21? Eu cred că da. Eu cred. Păi l-are pe Țicu acolo, l-are pe Dumitrescu, nu știu dacă este titular acolo. Dacă, dacă ei că, vor să-l aducă... Că Țicu și cu Dumitrescu, ăla e 2000 născut și asta e 2005. Dar, da, dar da, dacă vrei să-i faci trecerea, probabil se că joacă eu meciul, faci acum. Îmi cer scuze. Da. Se joacă meciul, asta bun, este informația, arbitru a dat ok-ul. Deci, de nu o să facem o emisiune de 4 ore. Nu! Deci, meme, dacă vrei să faci trecerea cu el spre echipa mare, primul pas este titular la sub 21, cele 3 meciuri, probabil, sau 2 meciuri, da, după care titular la Faru să joace 90 de minute, pentru că aici nu este vorba despre un jucător de la mijloc în sus care poate să fie schimbat, este vorba de un fundaș stânga care trebuie să joace 90 de minute și atunci da, să înceapă să joace 90 de minute și probabil la da, următoarea convocare, dacă nu este nimeni care să pună probleme pentru postul ăla de fundaș stânga, să fie luat. Dar acum mi se pare că iar ne întoarcem ca la Sali, păi stai da, puțin că n-a fost bine, că da, dacă îl ducem acum când se întoarce, nu mai la Sali nu merita. Sali n-a zis nimeni că merita, Pandi. Pandi, logica ta e perfectă. Acum eu te întreb pe tine altceva. Atâta timp cât el, cu un an și ceva în urmă, juca titular la cei născuți 2004, el fiind noiembrie 2005 și era clar de acolo că e cu un cap peste toți, de ce n-a jucat anul trecut pe vremea asta la 2003, la turneul final, la sub 19 în Slovacia și acolo, de ce spun asta, acolo au fost folosiți fundaș stânga jucători care nu sunt fundaș stânga. A fost folosit Bapantea, Bapârvulescu. De la ce turneu a fost acum? A fost la un turneu, a și dat gol, fost, nu? A fost, da, două goluri, parcă. La 19, da, 19? La 2004. La 19. La 2004, că 2003 nu mai are competiție. 19? Da, da. 19, da, el a fost și a da, și dat goluri, da, acolo și a jucat 90 de minute la da, bă, alea, da, parcă. Oricum, dar el la cele două meciuri da, amicale cu Germania și cu Portugalia, el a fost la sub 21? Nu cred că a fost, nu? Nu cred că a fost. Trebuie să spun, adică prea deodată te trezești la meciurile cu Kosovo, nu, cu Kosovo și cu... Mie mi se pare că nu era corect să vină la aici. Chiar dacă... Poate cu Andorra, da. Poate cu Andorra, da. Să înțelegeți contextul. Eu nu spun că are valoare sau nu are valoare Borza în momentul de față de Național. Eu vorbesc de Opruț. Că tu pe Opruț îl aduci în lot și nu îl ții în lot. Adică tu variantă de fundaș stânga... Tu, de varianta de fundaș stânga, îl ții astăzi pe Sorescu. Ok. Și la Camora. Adică dacă Camora se accentează minutul 5, ferească Dumnezeu, tu nu-l aduci pe Kipciu, de exemplu, apropo, un alt jucător care a făcut un sezon bun pe postul de fundaș stânga și care are experiență, cred că a făcut un sezon mai bun decât Camora, dacă mă întrebați pe mine, Kipciu. Foarte bun sezon. Cel puțin partea asta doar a doua. Aici, Kipciu a jucat în play-out. Da, evident. Dar Camora a jucat în play-out. Atunci l-aduci pe titularul de la U21, la echipa mare. Nu așa trebuie să faci? Bun. Și, care, și înainte de a vedea echipa, și de, da, înainte de a vedea așezarea în teren pe care da, noi am dat-o și care există, nu știu dacă noi am dat-o așa sau așa e pe foaie de joc, o clipă. Trebuie să spun, meme, că apreciez faptul că ai ascultat comunicatul selecționerului.
Ți-am că... zis, mi-a scăpat mâna și am dat la un story, am dat like. Da. Ai dat like. Da, să că... nu-l fi afectat pe Coman cu like-ul ăla. Sper să nu. Tu ce? Adică tu ai mai auzit un asemenea comunicat? Nu. L-am văzut, l-am auzit. Da, ai mai citit? Adică ai pomenit vreodată așa ceva? Că, până la urmă, și voi ați trecut prin meciuri am importante. Am zâmbit, să spun cam cum, am zâmbit, să zicem, condescendent. Da. Și sper că evoluția echipei să fie una ascendentă. Dar nu au existat, cum să spun, semne de întrebare legate de vreun transfer al vreunei dintre jucătorii care se află la lot, să-l fie ascuns. Nu. Adică voi, dacă primeați pentru Coman zilele astea, dacă tu primeai astăzi o ofertă, 7 milioane de euro, bani jos pentru Coman, ce făceai? Ascundeai oferta. Păi n-aveam cum că are 5 clauze. 5 era milioane. Ceva dubios? 5 milioane. Îl blocam pe la care îmi trimitea oferta asta. Da, ba nu, putea să-ți dea 7, cum se face în ziua de astăzi. Să-mi două. Nu, să dea 7 și să le plătească în tranșe. Și 5 jos, 7, se face în ziua de astăzi. Că de-aia te întreb, de ce mai mult decât clauză? Da, și atunci dai mai mult ca să le plătești în tranșe. Deci venea cineva, 5 milioane de euro, Florinel Coman. Nu-l sunai? Nu. Nu? Trimitea de acolo. Păi vreți că am probleme cu... Adică ce fac? Nu mai respect comunicatele? Bineînțeles că nu sunam. Din cauza spuneam, comunicatului. Revin-o mai târziu. Nu se face nimic. Îți dai seama? Nu trebuie tulburați jucătorii. Bellingham, cum ar fost Bellingham să-i spună Florentino Perez, dom'le, eu nu mă prezint în săptămâna meciului esențial cu Malta. Ar fi fost Grealish dacă prindea vreo ofertă. 220 de milioane, eu mai stau. Grealish nu e, Grealish nu vedea oferta. Că el acum a avut ochii zilele astea. Cred că nici nu vedea, nici nu auzea. Nici nu vedea, nici nu auzea și... Mă rog, era să zici cu poșeta mamei, că înțeleg că acolo a avut treabă Ruben Dias. S-au întâmplat niște chestii, da. A dezvoluit Ederson, poți să crezi? Ai văzut aia? O prostie să spui asemenea prostie. Dar nu mi se pare că e normal. Un mare tâmpenie. Haideți să vedeți echipa. Așezarea este foaia oficială, atenție. Așa arată foaia oficială așezarea României, da? De pe foaia oficială. Măi, eu acum mi-aș dori să nu fi fost dată de noi așezarea asta. Eu cred că nu este dată de noi. Așa cred eu. Tu ce crezi? Băi, deci, pe cuvânt, lumea să nu zică că noi luăm pe cineva la mișto. Deci așa, asta este foaia oficială de joc. Kosovo este perfect așezată echipa. Mă, perfect. Nu e niciun punul, că m-am uitat pe ea, nu e niciun. Toți sunt pe posturile lor, da? Și noi... Acolo e o problemă că a uitat să-l pună pe ăla, nu? Pe foaie. Pe cine? Uitat să pună un jucător, parcă. Unde? La ei, nu? Era titular, ci că fundaș central lângă Rahmani și s-au trezit că nu l-au pus pe foaie, ceva de genul nu, ăsta. Nu, da, au zis că e suspendat. Da, au văzut că au două cartonașe și trebuie trei cartonașe și nu l-au pus, da. Criezi, asta nu știu, tu crezi, la, crezi, nu crezi că la nivelul ăsta, nu? Era pe la Zurich sau pe unde juca. Era prin Elveția jucătorul ăla. Și acum să-mi spui că s-a întâmplat așa, eu nu cred treaba asta. E posibil orice, știi de ce? Pentru că, uite, CFR n-a știut cu Maftei atunci. Băi, și aveau experiență și nu l-au trecut pe Maftei și nu i-au expirat băiatului. Nu a fost în lot. Da, da, acum e foarte clar, stai la 3, de ce problemă să fie? Sunt probleme. Legia Varșovia a pierdut cu Celtic calificarea în play-off-ul Champions League pentru că n-au știut cu jucătorii suspendat. Adică e posibil orice. Da. La orice nivel e posibil orice. Iar Naționala României de rugby a ratat o cupă mondială pentru că nu s-a uitat cu atenție la un jucător care jucase. Adică asta e. Da. În fine, da, alea sunt... Dar echipa asta, așezarea asta, deci Florinel Coman va juca MM fundaș dreapta. Nu e pusă de la noi. Nici eu nu cred că e pusă de la noi. Nu credeți? Nu cred. Cred că au pus-o aia iurea. Da. Bun. Hai să o descoasem. Să o facem noi cum trebuie. Da? Și va fi un 4... Nu că se întâmplă la noi în campionat. Dacă la noi în campionat nu s-ar întâmpla nenorociri de astea. Da, da, și dacă n-ai vedea antrenori care dau special echipa strâmbă. Așa nu cred că s-a întâmplat. Ba, am văzut eu. Așa? Da, așa. Mai strâmbă de atât. Da. Deci mai strâmbă de atât n-ai cum să mai faci decât să-l pui pe Moldova în vârf și pe mână în poartă. Așa, hai să începem. Eu am văzut o chestie, dar n-a fost vina clubului. Când o reporteră a dat echipa pandurilor cu mingote vârf, dar se uita invers la foaie, știi? De. Mingoci.
Mingoci. Vorbesc serios, da. Și în poartă era atacantul ăla... lituanian Matulevicius. Bravo. Bravo. Tu ai dat echipa? Matulevicius. Urtar Matulevicius. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Mingote. Mingoci. Era un sistem special. Ok. Băi, hai să începem cu portarul. Că aici e o discuție foarte interesantă. Avem așa, da? L-aveam pe Târnovanu. Tot așa, tot din pleiada de U21, da? Care nu merge nici el în Italia, care este rezerva astăzi. Noi, lipsindu-ne primii doi portari, că, da, Niță și cu Radu, da? Accidentați amândoi. Trebuia, practic, tu să alegi între trei quasi-debutanți. Debutanți sau quasi-debutanți. Și îl alegi pe Moldovan. Pandi, tu ai discutat, am mai discutat subiectul ăsta. Tu spui că e normal, nu? Eu spun așa. Poți să alegi pe cine vrei, că e treaba ta ca selecționer să alegi pe numărul 1, dar atâta timp cât Moldovan a fost al treilea tot timpul la echipa națională înaintea lui Ioani și a lui Târnovanu, mi se pare normal ca în momentul când primii doi lipsesc, cel care intră în poartă să fie Moldovan. Păi atunci de ce l-ai mai ținut acolo al treilea? L-ai ținut degeaba de fiecare dată. Tu l-ai ținut că așa l-ai considerat, al treilea cel mai bun, nu? A venit rândul celui de-al treilea și bun. Ăla este Moldovan. Acum, dacă discutăm de forma de moment a portarilor, putem să discutăm și putem să avem păreri și păreri. Da, poate să vină farul să ne spună că Ioane este în mare formă și este campion la echipa campioană. Putem să spunem că Târnovanu, pentru că a făcut un sezon excelent, dar Târnovanu, după părerea mea, mai devreme sau mai târziu o să fie titular la echipa națională și e Moldovan care a fost tot timpul în jurul echipei naționale. Părerea mea că nu este greșită cu Moldovan, pentru că atunci nu văd de ce l-ai tot chemat. Tu vorbești doar de principiu, dar eu de formă... De principiu. Că, adică, păi, la portar, forma nu contează? La portar e puțin mai complicat. Nu știu dacă forma de moment contează. Poate continuitatea, poate... nu știu, sunt mai multe lucruri la portar. Poate, uite, la Coman contează forma de moment, de jumătate de an. E cel mai bun jucător, da? N-avea practic cum să lipsească. Nu era altul cu care să se bată în momentul ăsta. Și acolo e corect. Aici la portari e de discutat. Dar să spun că poate nu era greșită nicio alegere în momentul ăsta. Pentru că toți trei sunt cam acolo. Eu aș mai avea ceva de adăugat. Înainte erau Tătărușanu și Niță primii doi portari. N-avea nicio legătură ca profil Tătărușanu cu Niță. Tătărușanu era un portar de 2 metri, 1,99 m, Niță era un portar de 1,83 m. E aceeași situație cu Târnovanu și cu Moldovan. Poate că selecționerul sau antrenorul de portar, Leo Toade, nu știu cine hotărăște, cine va apăra, că și asta e posibil. Sunt antrenori care spun, dom'le, îmi spui pe care îl simți tu cel mai bine. Să dorească un portar fără gabarit, fără talie, dar cu reacție, cum au toți portarii mici, reacție mult mai bună. Uh-huh. Ai stopări foarte mari, îl ai pe Băluță închizător foarte mare, poți să îl ai pe Manea care dă foarte bine cu capul, poate te gândești că ai nevoie de un portar de reacție, nu neapărat de un portar cu talie. Cred că o să fie Băluță închizător sau Marius Marin? Cred că o să fie Băluță închizător. Mie să nu jucăm cu 2 și cu Stanciu numărul 10. 4-2-3-1 la meciul ăsta, să nu jucăm. S-ar putea să fie și asta, iar cred că ar fi foarte bine să jucăm așa. Pentru că Stanciu numărul 10 e mai bun decât Stanciu numărul 8. Da. Cu cât îl apropii mai mult de poarta adversă, cu atât devine mai periculos și îi pui în valoare calitățile. Pentru că Stanciu are niște calități extraordinare. Bun. Dar... dincolo de... adică are alte calități față de Marius Marin. Da. Marius Marin e mai defensiv, e un optar spre Șesar, Stanciu e un optar spre Decar. E chiar Decar. Dar da. Și 4-3-3-ul ăsta ar fi corect, după părerea mea, să-l ții pe Stanciu acolo cu Băluță și cu Marin ca să ne închidem. Pentru că noi trebuie, teoretic, să nu pierdem meciul ăsta. Pe terenul ăsta, eu cred că a făcut bine... că toate alegerile lui sunt unde era balotaj, să spui, unde erau, te gândeai, joacă ăsta sau ăsta, jucă în afară de Coman, care
exact cum spune Pandi, n-avea cum să lipsească, că a făcut, era prea bun în ultima vreme, a fost prea bun. Toți sunt aleși jucători care au forță și care cred că se pot adapta mai bine decât cei foarte tehnici pe un astfel de teren. Pentru pornind că de la, scuză-mă că te întreb, pornind de la premisa că Ali Beg este accidentat, că dacă Ali Beg nu este, că dacă Ali Beg da. N-ar avea probleme... Pe terenul ăsta cred că era mai bun Pușcaș. Și eu sunt de acord cu selecționerul. Pușcaș cred că era pe terenul ăsta și pe bătaia asta cred că era mai bun Pușcaș cel puțin la început. Eu nu cred că e mai bun decât Ali Beg pe niciun... La bătaie? Pe nimic. Nu știu. Nu știu. Așa văd eu în momentul de față. Nu spun ce era acum 2 ani. Acum da, sau acum în 2019, în 2019 Pușcaș parcă cu Rudiger care îl ținea, îl marca, Pușcaș era cu Germania. La 2-1 atunci, la 1-2, da, Pușcaș era. Mie mi-a plăcut de Pușcaș atunci, adică Pușcaș mi-a arătat că se bate. Așa okay, cred, pe da. Terenul ăsta cum e nu, Manea. Eu vorbesc de cum, moment. Cum e Manea după părerea mea. Manea e bun pe terenul ăsta da. Și la, de la scorul, la rezultatul ăsta de egalitate care nouă ne este bun. Bineînțeles că victoria este, dar nu discutăm despre asta, dar e cea mai bună. Dar în momentul ăsta e mai bun decât Rațiu. De ce? Ne închidem acolo da. Cu 4, ne închidem cu 3 acolo, le dăm posibilitatea celor 3 în față care sunt jucători de creativitate și care au tehnică să stea mai aproape de poarta adversă și în momentul când au mingea să intre în careu și să facă diferența. Să facă diferența. Cred că e corectă echipa după părerea mea. Ok. E pentru și, prima dată când sunt plus de acord. Manea aruncă, vorbesc serios, e pe un astfel de teren unde e foarte greu să construiești un jucător care îți vine cu aruncări de la margine la nivelul la care o face Manea. Care, sunt mulți jucători da. În România care nu bat corner cum bate Manea out. Dar cui îi dai? Cu idai lui da. Pușcaș, și n-ai zis că îi se bate păi mine. Nu, lui sau lui Băluță. Păi te duci... Și l-avem și pe Burcă în partea aia care bate da, din partea aia, zice, la auturi îi rupem. Da, am nenorocit. Dar, bine cu mănuși. Eu mă întorc în poartă, pentru că voi ați spus totul, da. Mai puțin un lucru. Ca comisă. Faptul că, Viorel, Doamne iartă-mă, e și aici, Viorel e aici în zonă, e aproape de noi. E Viorel în da, Horațiu Moldovan a greșit foarte mult în ultima vreme, nu mult. Foarte mult. Păi atunci, a luat, chemat la a luat niște goluri. Păi nu, dar asta e o realitate, nu vă păi spuneați da, pe mine. Păi asta spune. Adică ce, nu, dacă l-ai luat, atunci... Ai făcut minutul 91, ai comentat toate meciurile rapid, dar ai văzut toate. Dacă consider că a greșit, nu-l aduci. Păi nu vi s-a părut? Adică eu greșesc când spun că... Zice, a făcut ceva greșel, dar dacă mă întrebi dacă am văzut și când a apărat minge, am văzut. Din 3 metri a apărat minge. Și Meme a văzut. Am văzut în meciul și altele. Și în meciul cu meciul puțin repriza din Giulești, 1-0 acolo. Da. Repriza a doua. A scos un grămadă, nu a scos. Era mai atent la Feșnic, nu era atent la Moldova. A scos, nu a scos acolo. Asta spun, eu am văzut multe faze în care el a scos mingea din 3 metri din 6 metri. De linia porții de reflex, foarte bun. Și mingi care păreau că intră în poartă, el le scotea. Da, nu știu, eu în continuare nu știu asta cu gafele. Adică nu știu, nu-mi dau seama ce impact... Se expune foarte tare cu alegerea asta. Asta e altceva. Asta e clar. Dar se expunea, spune, cu orice alegere. Da, da. Că puteai să vii să-ți amintești de Târnovanu că ai ieșit greșit acolo, că nu știu ce, și să uiți de momentele bune. Puteai să zici că ai Ioanii nu știu ce. Adică ai de fiecare ai câte ceva de comentat. E o problemă. E să nu fie... călcuiul lui Achille, da? Poate că nu e. Eu nu cred că i-am văzut pe Kosovo jucând în Israel. Recunosc, n-am văzut meciul cu Andorra, dar nu știu dacă aveam ce să... Dar o echipă care face 1-1 cu Andorra acasă, în condițiile în care conduce 1-0, nu cred că ne poate pune probleme. Indiferent că joacă unul acolo, Rockmani a luat cu Napoli, eu nu cred că ne poate pune probleme. Noi avem pe de altă parte... și rezultatele României din deplasare. Dar asta e echipa lor. Apropo de... Pacarada de la San Paoli și... Ok, da. Nici la noi jucătorii noștri nu joacă pe nicăieri. Ăștia au vreo câțiva care joacă, dar eu zic că e o echipă foarte slabă. Adică foarte slabă. Zic. Foarte slabă, nu slabă. L-a băgat pe Muric în poartă, nu pe Uicani, nu? L-a băgat pe Muric în poartă, da. Deci aici putea... Reportera, oricum o dădea bine. Că era Muricii... Era Muricii sau Muric, tot are. Da, și ce jucau un 3-2-4. Asta era chiar că trebuiau să câștige. Vezi că nu joacă ăla până la urmă. Nu. Da? Crieziu. Da? Nu joacă nici Crieziu de la Zurich, fundașul central, nu joacă nici Crieziu celălalt care era anunțat titular, mijlocașul central. Nu joacă nici Krasnicic pe care noi îl dădusem sau Krasnicic. Joacă Rașița care e periculos. Bine. Asta era și o ciudățenie.
când juca bine Krasniqi, nu da, chema, l-a chemat. La, acum și câte luni? A zis Jirescă, l-a lăsat să se acomodeze cu și acum când e mai slab ca atunci când a venit. După ce s-a acomodat, nu mai juca nimic în ultima vreme. L-ai adus la... Și tu pe ce teren se antrenează. Deci asta e nici la Carpați, la Brașov nu era așa pe vremuri. Da, e... Da. Ce mic e Alain Jires. Dar ce mare fotbalist a fost. Da. Mijlocul ăla a fost teribil. Jocul Franței. Jires, Tigana. Jires, Tigana, Platini. Întâi a fost Genghini și după aia a intrat Fernandez. Incredibil. Bun. Eu am văzut ceva cu Kosovo, cu jucători în top 5, nu știu ce campionate, da. Top 5 campionate, nu știu ce, și antrenați de fostul campion... Nu știu ce, Alain Jirescu. Da, nu se pune. A trecut 7 milioane de ani de când Alain Jirescu a fost. Și cu Sic și cu Roștou. Și cu Sic, da. Boss, da. Și cu Sic și cu... Da. Și cu Bosis fundat stânga și Marius Trezor. Bosis fundat central. Stânga, Marius Trezor era... Da, Trezor, Amoros Trezor, da. Bosis, Amoros în dreapta sau cine era atunci, nu era? Eu așa țin minte că Bosis juca fundat stânga. După aia era Dimeco, cred. Eric Dimeco, a venit mai târziu. Și Amoros era? Amoros era. Și după aia Batiston, săracul, a rămas de la lăsa Schumacher, fără... Ce echipă bună. A fost 3-3 ăla cu nemții din... Fernandez. Și atunci știai pe toți și acum ești pe toți. Și acum, dacă primul 11, ai o problemă. Primul capitan era Platini și al doilea era Fernandez, nu? Fernandez, da. Doar că Fernandez a venit puțin... Luis Fernandez. Fostul antrenor basc, Paris, fostul... care era basc. Da. Antrenorul PSG a venit cu Rapidul în cu puloverele alea roz mov așa cum se vede. Vă spuneam că tu zici că ei nu sunt mari lucru. Vreau să vedeți ultimele deplasări ale României. Am luat ultimele 10. Nu zic asta ca, domne, să se consideră un eșec dacă noi nu câștigăm acolo, nu. Cred că și un rezultat de egalitate e bun pentru noi. Da. Pentru că am pornit foarte bine, iar ei s-au curățat cum nu se aștepta nimeni. Nu se aștepta nimeni ca Andorra să facă vreun punct în grupa asta. Poate la Belarus se mai aștept să facă un punct. Da. Dar Andorra chiar nu. Mai ales în al doilea meci. Da. Că zici, dom'le, că era și al doilea meci. Și în deplasare. Și în deplasare. Da. Bun, avem cartonul. Haideți să vedem ultimele 10 rezultate ale României în deplasare, în meciuri oficiale. Și să vedem și noi ce probleme avem, dacă avem probleme. Noi câștigăm în Andorra, câștigăm în Liechtenstein, da? Și mai batem în Islanda, naționala, mă rog, era U21 a Islandei. Facem atunci un X în Finlanda și un X în Macedonia de Nord, care nu sunt echipe foarte slabe. Și Irlanda de Nord zici că a fost mai demult. Și pierdem în Armenia, unde nu trebuia să pierdem, la cum arăta Armenia atunci. Și cum arătat Armenia atunci. Dacă nu l-a Pușcaș Roșu... Fără Mkhitaryan, fără jucătorul ăla de la Hoffenheim, parcă... Te batem Muntenegru de dată recentă. Da. Da? Noi jucăm foarte slab noi, da. Noi jucăm foarte slab. Te bate Bosnia, noi jucând foarte slab. Cu Finlanda... În Bosnia am jucat chiar foarte slab. În Muntenegru am fost foarte Muntenegru. Adică, da. Știi, te uiți la rezultatele astea și îți dai seama că... Eu nu sunt chiar așa rele. A, nu? Păi, na, scoți meciul cu Germania, că Germania e din altă categorie de echipe. Da, și ăla a fost cel mai bun meci, până la urmă. Da. Al nostru, cred că. I-a spart oglinda Ianis lui Rüdiger. Da, spart-o rău. Dar nu sunt chiar așa rele. Tu le-ai prezentat ca și cum ar fi foarte rele. Nu, mie mi se pare că nu mai batem aproape pe nimeni. Adică în deplasare noi nu putem... Batem neapărat ca să luăm locul 2 în grupa asta. Este marele nostru noroc. Nu? Că noi nu trebuie să batem nu trebuie să batem deloc, poate, pe Kosovo. Nu, stai un pic. Stai. 4 puncte cu Kosovo și 4 puncte cu Israel. Ba, nu ne-am calificat, dar și 2 puncte cu Kosovo și 4 cu Israel, pe noi cred că ne calificăm. Asta, Israelul momentan e cât de cât în cărți, nu? Da. Israelul e în cărți, dacă te uiți pe loturi, Israel și pe tot ce vrei și pe bani, pe toți, e sub, e a treia echipă, da, Kosovo e prima, noi pe locul 2, la transferul unde joacă, da, corect, așa este, așa este. Da, Kosovo pe primul, 100 de milioane, noi cu 80 de milioane, ei cu 60 dar de milioane. Dar vrei să spun ceva? Zici și mie cu George acum am stat că la ce că vezi că e Varanșcheria care de milioane nu mai era lotul nostru. Mai era 100 de milioane, da? Și ne-a terminat. Și stai că acum mai e și ăla din Franța care face și ăla. Uite valoarea. Dacă să ne dăm seama de diferența de valoare că am făcut și echipele cu valorile de pe Transfermarkt. Da? Și așa arată naționala noastră cu
Florinel Coman, căruia a scăzut valoarea foarte mult în ultimii ani, la un moment dat cred că era 5 milioane jumate. Noi îl avem în primul 11 și în lot, cred, acum, avem un singur jucător care e sub un milion. Noi, din punctul ăsta de vedere, avem, la minim stăm bine, așa, știi? Un milion, două, trei, cinci, pe acolo, noi acolo suntem cu milioanele. Singurul este Camora, pentru Camora. Da, singurul Camora din cei 23, pentru că a plecat Rus, a plecat Opruț, care erau și ei sub. Tu ai dubile tale legate de asta. Asta este un site făcut de niște băieți care pun și ei. Păi, în primul rând, există jucători care sunt la parametru zero și acolo sunt valorizați. Li se dă valoare. Păi, sunt și cu zero, să știi. Sunt jucători cu zero. Pe cuvânt, am văzut jucători cu liniuță. Jur, da, și de Liga 3-a, nu, am jucat noi cu cineva recent și am făcut tot. Lasă, nu mă vorbim de ăia care nu există, că la noi și jucătorii de Liga 2-a de la noi au 50.000 dacă joacă prin Liga 3-a, 4-a, 7-a, probabil că n-au. Păi și nu costă 50.000 jucători de Liga 2-a? Nu, dar nu, un jucător... Sunt zero. 5 milioane și niciodată n-ai primit o ofertă pe el. Atunci ce e asta? O să-l ascultăm pe... Tot dragul, dar Manea costă 3,5 milioane? Hai mă. Nu știu, cât costă Mane? Nu știu cât costă Mane. Abar n-am cât costă Mane. Când dă cineva pe el. Exact. Bine. Păi vezi că Mane a trecut 3,3 și a costat 11. 3,5 și a costat... Sau 3,5 și a costat 11. Da, acum se vorbește de la Trabzonspor la suma 3 asta. 3 milioane, da. La 3 milioane, pentru că ce a fost el și că a costat 11. Și Mihail a costat 8 milioane și cred că e la 1 milion și ceva sau cât. Adică acum nu știu cât mai dă păi pe unul dintre ei. Astea sunt niște sume puse acolo la... Așa, da. Bun, selecționerul. Am venit cu multă încredere, am venit cu entuziasm, am venit cu energie bună. Am venit însă conștienți că vom avea un test din nou dificil împotriva unui adversar care este candidat la calificare. Nu sunt de acord că un anumit rezultat poate scoate o echipă sau alta din lupta pentru calificare, pentru că campania este doar la început. Pe de o parte m-am bucurat că am avut jucătorii ceva mai mult timp decât am fost obișnuit. Pe de altă parte, a fost și un dezavantaj în tot acest proces de pregătire, pentru că foarte mulți dintre ei au terminat repede, comparativ cu adversarul nostru de mâine, competițiile. Unii au mai bine de o lună de zile. Adversarii noștri au jucat până recent, Primera, Serie A, Liga, s-au terminat destul de târziu și asta creează un anumit avantaj, dar trebuie să găsim rezolvare și pentru această problemă. Trebuie să pregătim jocul cu gândul și să intrăm în teren de a câștiga. Asta înseamnă să avem psihic puternic. Trebuie să intrăm deciși. Trebuie să țintim cele trei puncte, însă trebuie să fim echilibrați și maturi pe fiecare moment al jocului. La un astfel de nivel, orice greșeală poate să fie capitală și trebuie să le eliminăm cât se poate de mult din jocul nostru. V-ați decis asupra portarului de mâine? Pentru că aveți trei portari tineri în campionatul intern toți. Și dacă m-aș fi decis, cu siguranță că n-ați fi știut numele lui. Pot să spun că am încredere în toți trei. Este o realitate, de-aia sunt aici, sunt portari valoroși, sunt portari care au confirmat, au arătat lucruri bune. Există această situație cu lipsa experienței, dar am încredere că, indiferent de alegerea pe care o vom face, cel care va fi în trebuturi va putea face un joc bun pentru România și va putea apăra poarta așa cum trebuie. Ianis a venit bine, cum de altfel au venit mulți dintre băieții noștri și mă refer nu neapărat la starea de spirit, ci mă refer la cum s-au integrat în procesul de pregătire. Ianis a venit cu o dorință suplimentară pentru că i-a lipsit echipa națională, sunt sigur, mult timp. Dacă este aici, înseamnă că deja poate ajuta echipa națională și am convingerea că în viitorul apropiat poate să-și atingă din nou forma sportivă foarte bună dinainte de accidentare și nu numai să o atingă, ci și să-și depășească. Presa a fost cumva uimită astăzi de un mesaj pe care a venit din partea staffului naționalei. La ce mesaj faceți referire? Cel care a apărut acum puțin timp? Nu. Probabil că a fost prost înțeles și atunci bine că mi-a spus întrebarea ca să și clarificăm. Mesajul are legătură cu tot ce se întâmplă în spațiu public. Se discută foarte mult despre jucători, că unul e pus pe lista de transfer la club, că altul e de vânzare, că altul va schimba echipa, că altul este căutat de nu știu cine. Se discută agenți, ies, discută conducători. Sunt sigur că nu sunt lucruri rău intenționate și direcționate către echipa națională. Sunt lucruri naturale în astfel de perioade, cum e acum perioada de mercato care se va deschide. Dar avem nevoie de concentrare. Mărturisesc faptul că
Nu am avut foarte mulți băieți care să vină bine la această acțiune. Nu toți au avut perioade foarte bune în ultima, în mod special acum pe final de sezon, la nivel de cluburi. Nu foarte mulți au îndeplinit obiective. Starea de spirit n-a fost foarte bună. Mulți au adus probleme, frustrări, supărări, dar avem un grup bun, cu calitate atât fotbalistică cât și umană. Eu girez pentru asta, însă avem nevoie de liniște atât cât se poate. Și apelul meu în direcția asta era să reușim să ne conectăm, noi să capacităm jucătorii, dar toate speculațiile astea nu fac bine și dacă facem front comun și reușim măcar pentru o perioadă scurtă de timp să mai avem un pic de răbdare cu toate aceste discuții, vă garantez că ne-ar ajuta foarte mult. Noi avem un istoric destul de rău în perioada asta anului. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat iunie trecut și un istoric mai lung în sensul ăsta. Trebuie să învățăm și noi să ne capacităm mai bine, dar în același timp e important ca să fim cu toții, toată suflarea fotbal românesc alături de echipa națională într-un moment atât de special cum e acesta. Bun, deci jucătorii sunt tonus maxim, așa e la început, iar la sfârșitul conferinței nu mai avem tonus maxim, avem chiar spre minim, așa ne ducem în jos, că de fapt jucătorii nu au mai jucat în ultima vreme, meme. Dar nu știu care nu au mai jucat. Chiar nu știu. Că mă uit și nu văd niciunul care să nu fi jucat de o lună. Da, nu știu ce Căldău. Nu joacă, vorbesc de ăștia care de ăștia din primul 11? Da. A, nu, în primul 11 au jucat. Probabil că i-ai și luat pe toți. I-ai și băgat în echipă pe aia care au jucat. Bănuiesc că e un rând. Pușca și are puține minute, nu? Păi da, dar nu că s-a terminat acum o lună și ceva. El nu joacă competiția lui. Nu joacă de obicei. El nu joacă, n-a jucat. De fapt, n-a jucat titular la nicio echipă de când joacă fotbal. Deci la Palermo era rezervă, în Anglia la Reading sau unde a fost rezervă, deci, acum rezervă, peste tot a fost rezervă. Eu am văzut o statistică, el are mai multe meciuri pe bancă decât titular. În toată cariera lui. În toată cariera lui. Logic. 100 și vreo 70 pe bancă, cred că și 150 titular. Deci este incredibil. Și multe în care a fost rezervă neutilizată, probabil. Și banca este ca lume acolo. Și n-are, și n-are 42 de ani să fie Scott Carson. Nu, și n-are la Arsenal sau la Juventus. Are la... Dar la echipa națională e golgheterul echipei. Vorbim pe goluri, da? 10 goluri are, pentru că așa meciuri, goluri, procentaj cel mai bun, cred că l-are Man. Și mai avea un gol în plus dacă nu rata penaltiul ăla pe care s-a băgat singur să-l bată. Cu contra. Nu trebuie păi s-a băgat și cu Rădoi. Nu? Ba, sau cu Edi. Nu, cu contra știu că... Cu contra 100%. Ții minte că stai în elbat. Păi nu, nu am, arătat. Arătat și acum? Cred că. No. Nu, cred că a nu, dat sau a gol. Atunci a arătat, că de-aia nu-l mai ții minte pe ăsta, că-l țineai, doar prătările ține minte. Bun, ne oprim. Ne întoarcem după meci. Mulțumesc, domnilor. Rezultate? Pronostic, Pandu. 1-1. Eu zic că nu pierdem. Dar mai departe nu mă bag. Dar cred că puține goluri din moment ce-i... Mocirlă. Da. E posibil. Vedem cum va fi în Mocirlă. Rămâneți cu noi. Ne vedem mai târziu.